Eu știu că tu ai avut o tentativă de a juca într-un film, într-o comedie, de fapt. Am și jucat, doar ai că și o jucat? Da. Ai și jucat? Da, era un film de-a lui Tudor Tătaru, care se numea Lăcata. Și de ce doar o lună? Pentru că a venit alt moment din viața mea și a trebuit să plec în Italia. Aoleu, și de-aia n-ai ieșit filmul, că ai plecat în Italia. Nu, filmul mi se pare că a ieșit. Dacă nu greșesc, da. Dar aveai rol, aveai rol central? Nu, clar lucru. Dar aveai rol cu replice astea? În orice caz am fost ales din 40 de candidaturi. Păi, ce bine, știi? Chiar este și un teanc de fotografie de la... Știi cum zic regizorii, de fapt, când aleg un tipaj interesant de actor sau... Mutră. Bă, mutra asta am ales-o din 40 de oameni. Deci mutra ta a fost aleasă din acei 40. Că, dar ce rol? Mai ții minte ce aveai? Eram eu unul nântuț și era unul slăbuț și mai scurtuț decât mine. Noi eram în doi plus minus și noi permanent ceva... Burceam și târâiam. Dintr-o parte în altă, dintr-o parte în altă, dintr-o parte în altă. Aveați treabă, da. Aveați treabă. Erați tot în treabă. Eram în treabă. Da, știm și noi asemenea personaje. Da? Bine, de ce te-am întrebat de film? Fiindcă a fost lansat trailerul primei comedii de Revelion realizată la noi în țară. Este vorba despre filmul Din inima Moldovei. O producție plină de umor și situații hazlii, în care s-au filmat unul dintre cei mai renumiți actori de la noi. Petru Hadârcă, Mihaela Strâmbearu, Boris Cremene, Valentin Zorilă și mulți, mulți alții. Noi abia așteptăm să vedem despre ce este vorba și așteptăm și filmul. Și filmul? Dar el când trebuie să... El s-a lansat acum. De pe trailerul, da. S-a mulțumit. Ar fi! Să nu fi! Filmul Din inima Moldovei este o comedie care reflectă realitatea Republicii Moldova prin prisma unui spectacol de teatru. Acțiunea are loc într-un sat inventat, Lepădeni. Este vorba despre un om foarte bogat, Ivan, care și-a câștigat banii peste hotare, dar care este născut în Moldova. Prin intermediul primarului și viceprimarului, investește bani în satul lui natal ca să-l renoveze. Prin investițiile de milioane, Ivan, care și-a făcut avere lucrând peste hotare, vrea să se spele de păcate, doar că de data aceasta el este cel furat. Am ușor să scoatem. În film sunt implicați în mare parte actori de teatru de la noi, inclusiv directorul Teatrului Național, Mihai Eminescu. Luăm problema mare de care are nevoie un director de teatru, să caute finanțare. Când am citit scenariul și râdeam, unele situații chiar puteam spune că erau descrise prin prisma autocritică a mea. Paralel, noi avem un tânăr student de la Academia de Arte care își face practica în teatru municipal. Și, desigur, nu lipsește nici dragostea. Tânărul luptă cu sistemul teatral, spune sistemul politic. Și, până la urmă, toată această poveste este cumva împletită și cu poveste de dragoste. Filmările au avut loc în mare parte noaptea. Au venit cu oferta, le-am zis, programul e foarte încărcat. Dacă acceptați, vă pot da numai orele de noapte, deci după spectacol. Au acceptat și asta și a fost o experiență frumoasă. Filmul urmează să fie lansat în această iarnă. Deci, de acum înainte, la lista de filme preferate de Revelion, o să mai adăugăm unul, Din inima Moldovei.